Discuții extrem de importante pentru mediul de afaceri din Buzău, purtate sâmbătă la Râmnicu Sărat. Radu Oprea, ministrul mediului de afaceri, comerț și antreprenoriat, s-a întâlnit cu oamenii de afaceri din Râmnicu Sărat, care s-au finanțat prin programul Startup Nation, dar și cu reprezentanții unor firme din zonă, pentru a dezbate teme relevante pentru dezvoltarea mediului de afaceri local. La întâlnire au participat și reprezentanții administrației locale, parlamentari și europarlamentari. Discuțiile au vizat problemele cu care se confruntă agenții economici din zona Râmnicului, dar și soluții pentru a le depăși. A fost astăzi la Râmnicu Sărat într-o discuție foarte bună cu mediul de afaceri, o discuție deschisă, unde am încercat să formulăm răspunsuri la foarte multe dintre preocupările și problemele pe care mediul de afaceri le-a ridicat. Am prezentat programele pe care Ministerul Mediului de Afaceri, Comerțului și Antreprenoriatului le pune la dispoziția mediului de afaceri, programe referitoare la finanțare, cum sunt microindustrializarea, creșterea serviciilor de piață și programele pe care le punem la dispoziția lor pentru a spori capacitatea de a exporta a producătorilor locali, cum sunt programul de promovare a exporturilor sau internaționalizarea. Prezentă la întâlnire, senatorul PSD Liliana Zbârnea consideră că demararea unor mici afaceri de familie ar fi o soluție pentru dinamizarea economiei locale, dar și pentru bunăstarea cetățenilor orașului. Liliana Zbârnea este ferm convinsă că prezența la discuții a unor elevi și reprezentanții ai liceelor cu profil tehnologic din municipiu este folositoare tinerilor pentru a înțelege dinamica și cererea pieței de muncă. Suntem o comunitate mică și pentru a avea o continuitate în această zonă avem nevoie de mulți antreprenori care să pornească mici afaceri de familie. Aceste afaceri sunt viitorul pentru a rezista în zona economiei și pentru a avea o bunăstare în ceea ce privește comunitatea locală. Și primarul municipiului Râmnicu Sărat, Sorin Cârjan, crede că întâlnirea afaceriștilor cu reprezentanții Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat este foarte importantă, deoarece îi va ajuta pe oamenii de afaceri să depășească unele dintre dificultățile cu care se confruntă zi de zi. De ceva vreme erau întrebări la care mediul de afaceri râmnician avea nevoie de răspunsuri. Sper că este doar începutul unor colaborări la nivelul comunității, vorbesc între oamenii de afaceri, în așa fel împreună să putem relansa, să spunem, această zonă economică a orașului. La dezbatere au participat și consilierii locali, dar și reprezentanții ai unităților de învățământ din municipiu. Astăzi în sală au fost prezenți reprezentanții ai întregii comunități, au fost consilieri locali, municipali, reprezentanții ai administrației locale, directori de instituții de învățământ și elevi interesați de măsurile de startup și administratorul unor societăți din toate domeniile de activitate a orașului. Practic, am avut întreaga comunitate râmniceană la aceeași masă pentru a dezbate problemele care interesează cel mai mult. Reprezentanții mediului de afaceri din Râmnicu Sărat speră că autoritățile vor da mai multă atenție cadrului economic și perspectivelor sale de dezvoltare prin înlăturarea piedicilor pe care afaceriștii încă le resimt în domeniile lor de activitate.